făcut convulsii. Eu nu știam, am speriat îngrozitor, am crezut că e finalul, pentru că își dădea ochii peste cap. Mi s-a spus că e posibil să aibă o tumoare. Primul copil s-a întâmplat că i-a administrasem un antitermic. Da. Și nu a apucat să-și facă efectul și de aceea a făcut convulsii. Eu nu știam, am speriat îngrozitor, atunci nu știam că un copil de la o simplă febră poate să facă convulsii până în vârsta de 5 ani. Am crezut că e finalul, pentru că își dădea ochii peste cap, cum se manifestă convulsiile, ceva groaznic, nu vreau să treacă nimeni prin așa ceva. Sunt câteva secunde de nebunie, după care se liniștește, cade într-un somn de vreo jumătate de oră. Prima dată am sunat la soțul meu, nu știu cum s-a întâmplat, că atunci nu avea semnal, nu am dat de el, apoi am sunat imediat la ambulanță, a venit ambulanța, dar deja trecuse cumva momentul acela de convulsie, dar l-a luat pe targă și eram cu doi dintre copii. Când am ajuns la spital, fără să-l consulte, să spună dacă ar avea ceva, mi s-a spus că e posibil să aibă o tumoare. Mi-a spus, ești mamă de 3 copii, înseamnă că ești puternică, poți să primești și vestea acum că ar putea avea o tumoare copilul tău pe la creier. Nu a fost cazul de așa ceva. M-am speriat groaznic, m-am umflat de plâns, dar apoi, când am văzut că copilul începe să-și revină, nu am semnat pe propria răspundere să plec de la spital și am continuat tratamentul acasă. L-am ținut sub control acasă. Adică din 4 în 4 ore în istram antitermice. Toți 5 până pe la 4 ani au tot, 4-5 ani au tot răcit destul de des. Abia născusem pe cel de-al doilea copil și mi-a făcut la o lună jumătate bronșolită astmatiformă. Și mi s-a garantat că al meu copil va face astm până în vârsta de 6 ani. Nu s-a întâmplat așa. Pentru că nici nu m-am umflat, să zic așa, de toate pastilele pe care mi le spuseseră să le iau. Pe toate pastilele aproape că scria ca efecte adverse chiar astmul și am zis cum să-i dau pastile care tratează astmul, dar de fapt să ajungă la astm. Atunci am stat internată 11 zile când mi-a făcut primul episod de bronșolită astmatiformă la o lună jumătate. Atunci am stat în spital pentru că până în 3 luni e mult mai grav și copilul chiar trebuie să stea în spital. L-am și tot dus la mare, am văzut că îi prind foarte bine aerosolii de la mare și cred că și acolo cumva a ajutat la procesul lui de vindecare.